Salutare, oameni buni, sunt gazda aici, suntem singuri pe Minecraft Addict 2 Skyblock. Și da, lăsați și voi acolo un like, un subscribe, da? Și vreau eu, sunt singur, da, v-am și spus. Vreau să fac niște scări, hai pe aici. Vreau să fac niște scări în sus. Uitați, mi-am pregătit în turul 1 toate chestiile astea. Vreau să, cred că știți deja ca în titlu, construim beacon-urile. Yeah. Ok, să facem și noi niște scânduri, așa. Hai, 40, frate. Nu ne trebuie astea acum, da. Deci. Sper să vă placă seria aceasta, v-am mai spus și în celelalte episoade. Și se pare că am destul de multe vizuri și dacă n-am așa mulți abonați, am bune vizurile și da, adică frate. Da, aici rare și nu Ion, îmi pare rău, e plecat nu știu unde, dar am zis să fac eu dacă tot nu e. Și nu era nimic planificat, adică eu am vrut așa să fac, adică pana mea, am zis și noi când ne-am apucat, vrem beacon. Și am cum a fi, am zis. Hai că pun pe aici, așa. Deci pam, pam, atunci. Nu, așa nu pot urca. Atunci aici se poate. Aici mai sus. Mai sus. Deci cam așa o să arate. Intrarea doar. Ok, de ce nu i-am luat falling damage să văd dacă filmează, mă aud bun. Dacă dau și mai tare. What? Stai puțin. E bun. O să vă auziți și voi Minecraft-ul acum. Da, vreau să fac un test. Ok. Haideți să punem aici. Și da, știu că nu v-ați așteptat, adică pentru ce să faci beacon-uri. Da, am zis să fac dacă tot am câștigat beacon-uri. Da, bun. Luați asta și hai să facem baza. 1, 2. Cum să facem, mă, deci? E așa, trebuie într-o... Nu. Așa. Trebuie să intre 4 înăuntru, așa. Îmi putea vedea pe mine în brasare lui. Da, bun. Da, n-am cu bine. Ok, l-ați văzut și voi. Ok. Lander e ultra pentru că da, el o primit înapoi, dar are și nu o primit. Încă n-a.
Deci nu mai știu face bacon-uri. E bine să știu. Ok, deci, da. Dar nu ziceți, da, te drept, că nu știi face un bacon. Știu, face mane, da. Stai puțin. Dacă nu am întâlnit. Ce dracu trebuie să fie înăuntru, mă? Fac așa, ia. Bă, cred că am idee bună acum. Bă, unde-i, mă, ăsta atâta umblă, mă? Dă-te la ud. Da. A mea. Ok, unul. E fapt, stai puțin, fac. Vreau să fac altă culoare. Vreau să fac steagul României, da. Ultima culoare e albastru steag. Ok. Cum trebuie să scrie? Am. Shop bu gui. Na, no, shop-ul e gay, ce să-i faci? Așa, unul. Las că vedem noi mai încolo. Deci avem unul. Deci îmi dau 8 de astea. Da, server, please. De unde punem și în jurul lui? Așa. No, bun, hai că m-am învățat să fac bacon. Așa. Și scuzați că nu prea vorbesc, dar asta e viața. Uitați, atunci când făceam, mi ajungea un stat doar la unul de ăla. Asta, shop gui, vreau să-l fac, am zis, roșu. Setează un. No, bun. Cred că nu știți voi ce idee mi-a venit. Numai, da, doamne, să-mi reușească atâta vreau. Mai bun. Cred că o să-mi reușească. Dacă le unesc. Stați puțin. Ia mere? Da, deci dacă mere. Bă, am făcut fix invers aici. Deci aici am să spargem. Aici trebuie să pun. Bă, nu mai știu face steagul ăla. Atunci slash shop gui. Atunci trebuie să iau din nou. Ăsta. Ăsta. Nu, nu, nu. Lapis.
Da, să nu faci ce am făcut eu acum, pentru că... Da. Mai pe așa. Da, și să ziceți dacă mai vreți episoade cu Mira, pui, cu domn Mirobolantul, domnul RarGH. Și cam asta e România. Da, ce să zic? Nu cred că mi-au reușit, deci m-am chinuit ceva să da, îmi dau seama și chestia, mai pus pauze. Cred că nu s-a văzut, dar na. Și hai să punem sticla, uitați pe aici. Și pe mijloc, hai să punem deci, cam asta e căsuța noastră. Deci, da. Cam tot acest episod, sper că v-a plăcut. Dați un like, un subscribe, tot ce trebuie. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pup, pup.